Sunt imaginile momentului. Partidul Social Democrat depune lista candidaților la Consiliul General al Capitalei. Urmărim imagini chiar acum. Domnul Petre Roman, prim-ministru în anii 1990-1991, este lângă... Vă reamintesc că în aceste momente Partidul Social Democrat își depune lista candidaților la Consiliul General al Capitalei. Sunt imagini în direct chiar acum. De asemenea, veți observa pe aceste propuneri ale noastre sportivi, campioni, oameni de fair play. De ce? Pentru că administrația este exact ca sportul. Nu contează interese, nu contează politicianisme, ci contează doar performanța. Practic, dacă în administrație nu ai rezultate, este exact ca în sport. Nu poți să fii, să aveți publicului rezultate muncii tale, antrenamentelor tale anterioare. De asemenea, îndrăgita actriță Monica Davidescu este în echipa noastră și mulțumesc foarte mult. Bucureștiul trebuie să fie în continuare o capitală culturală, o capitală a oamenilor care iubesc arta. Nu sunt deloc de acord cu cei care spun că trebuie să închidem teatre. Eu sigur foarte mult că în această perioadă sunt deschise păcătelele și de asemenea sunt deschise jocurile de noroc, dar teatrele rămân închise. Am fost unul dintre oamenii care am invitat încă de la început să stabilim un regulament, bineînțeles, de distanțare, de respectarea regulilor sanitare, dar teatrele să fie deschise. Este foarte important acest lucru. Sunt convinsă că împreună vom avea proiecte deosebite pentru toți bucureștenii. De asemenea, pe lista noastră sunt cadre medicale, de asemenea, antreprenori, ingineri, profesori. Absolut întreaga paletă socioprofesională se regăsește pe lista noastră de consilieri general. Ce ne dorim? Ne dorim să nu mai fim în situația de acum 4 ani în care Bucureștiul era un oraș înghețat. În București nu se lucra pe niciun șantier, în București totul era în baragină. Acum, chiar dacă mai sunt multe de făcut și nu suntem noi cei care trebuie să ne lăudăm, dar spunem în realitate, de 4 ani se muncește în București, sunt foarte multe proiecte pe care le-am dezvoltat, am îmbunătățit transportul public în comun, suntem singurii care am început să înlocuim de-a dreptul, nu doar să grăbim rețeaua de termoficare. De asemenea, am realizat, am finalizat lucrări de mare infrastructură, poduri, pasaje, supramărgit. Acest lucru ne dorim în continuare să facem chiar și în această vară și toamnă vom inaugura crește și grădinițe. Sunt lucrurile noastre de zi cu zi, faptele noastre care nu pot fi anulate de mine. Vă rog și pe domnul prim-ministru Petre Roman să vă adreseze câteva cuvinte. Vreau să mulțumesc că Gabriele Sierea pentru onoarea pe care mi-a făcut-o. Bineînțeles că susțineam un nou mandat pentru Gabriela Firea, pentru primar general, dar acum nu se mai pune problema să stau pe margine, să observ ce se întâmplă și să dau sfaturi. M-am decis să intru și să fac ceva pentru Bucurește. Aș vrea să vă spun că sunt, probabil, dacă nu mă înșel, cel mai jet pe jet bucureștean. Adică m-am născut în București, școala elementară, gimnaziu, liceu, universitatea în București, am devenit cadru didactic la Universitatea Politehnică în București și am muncit ca profesor 45 de ani în București. Probabil am ceva... Apoi, e vorba și de meseria mea, cea de profesor, de om de știință. În fond, meseria mea este cea de profesor și om de știință în domeniul. Urmărim așadar declarațiile făcute de primarul general al Capitalei. Spunea domnia sa că personalități marcante ale țării și Capitalei se vor alătura pentru a continua ceea ce au început în urmă cu 4 ani de zile, și anume modernizarea Bucureștiului. Depun împreună în aceste momente lista pentru viitorul Consiliu General. Pe această listă se află Petre Roman, prim-ministru al României, îndrăgită actriță Monica Davidescu, oameni de sport și fair play, precum Elisabeta Lipă, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Anghel Iordănescu, Daniel Pancu, dar și regizorul Sorin Ilieșiu, se alătură și cadre medicale, profesori, juriști, dar și ingineri. Urmărim îndeaproape toate aceste declarații.